După o copilărie nefericită și fără dram de noroc în viață, un bărbat din Câmpul Lung, tată a 3 copii minori, a ajuns la limita puterilor și a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Și a incendiat casa în care a copilărit alături de cei 6 frați ai lui. Povestea de viață a incendiatorului este una tristă. În urmă cu mai bine de 3 ani, a găsit o casă cu chirie, acolo unde și-a luat copiii și soția și au stat până duminică. Din câte se pare, proprietara casei în care au stat cu chirie le-a pus în vedere să părăsească imobilul. Motivul? Proprietara vroia 10.000 de euro pe casă. Cum bărbatul, care muncea cu ziua și era văzut foarte bine de vecini, nu avea de unde să ia suma de bani respectivă, a început să care mobila și să se mute în casa părintească, acolo unde locuia un frate de-al lui. În jurul orei 17:30 a fost văzut pe strada Richard, unde i-a povestit unui vecin situația prin care trece. Se pare că bărbatul a mers la casa unde a copilărit cu gândul să o incendieze. După circa 30 de minute a dat foc la mai multe haine care se aflau în podul casei, după care a intrat în camera în care se aflau fratele și soția și le-a spus să iasă afară că a dat foc la casă. Vâlvătaia a cuprins întreg acoperișul casei și exista riscul extinderii focului și la imobilele din apropiere. Pompierii militari sosiți la fața locului au intervenit cu o auto specială cu apă și spumă și au stins incendiul în timp foarte scurt. Au fost solicitați să intervenim la stingerea unui incendiu produs la o locuință pe strada Richard. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale de stins cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Ajuns la fața locului, am constatat că ardea acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. În incinta locuinței am găsit două victime, am înțeles că sunt doi frați care au fost preluați de echipajul Smurt și respectiv echipajul Saj și transportați la UPU Câmpul Lung. Din câte se pare, atât bărbatul care a dat foc intenționat casei, cât și fratele acestuia au consumat băuturi alcoolice, cel puțin asta reieșea din comportamentul celor doi. Au ieșit în curtea casei și după ce s-au certat minute bune cu pompierii militari, dar și cu paramedicii de la Smurd și cei de la ambulanță, au început să spargă geamurile de termopan ale casei, lovind puternic atât cu pumnii cât și cu capul. Cu greu au fost liniștiți de polițiști cât și de jandarmi și urcați în ambulanțe și duși la spitalul municipal din Câmpul Lung. Din cauza rănilor foarte grave, bărbatul care a dat foc casei a ajuns la Spitalul Județean Argeș în stare gravă. Și fratele acestuia a suferit răni grave, riscând să piardă 3 degete de la mâna dreaptă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al biroului criminalistic împreună cu un procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung, care i-a întocmit incendiatorului dosar penal pentru distrugere.